Cel puțin 263 de persoane au murit, iar peste 1200 au fost rănite în urma cutremurului de 7,5 grade produs luni, 26 octombrie, în nordul Afganistanului și în Pakistan, conform celui mai recent bilanț furnizat de autorități. Epicentrul seismului de 7,5 grade a fost în munții Hindu Kush, la frontiera Afganistanului cu Pakistanul. Potrivit celor mai recente date, cel puțin 228 de persoane au murit în Pakistan, iar alte 1000 au fost rănite, scrie Ziua News. În Afganistan s-au raportat 33 de morți și peste 200 de persoane rănite, iar în Kashmirul indian au murit 2 persoane.